Bună seara, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii În Vizor. Sunt Rareș Niculescu. Încercăm ca în fiecare seară să discutăm la această emisiune despre lucruri care ne preocupă și care vă preocupă pe toți cei care stați în fața televizoarelor. În această seară, în studioul NCN, judecătorul Cristi Danileț, un judecător cu multă experiență în domeniul penal, pe care l-am rugat să participe la emisiunea noastră din această seară pentru a ne lămuri cu câteva probleme de actualitate, pentru a ne orienta în hățișul evenimentelor din ultima vreme. Bine ați venit, domnule judecător! Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră! Săptămâna trecută, o zi importantă, 25 octombrie, Ziua Europeană a Justiției Civile. S-a marcat într-un mod festiv și la tribunalul din Cluj? Nu, ceva festiv. Este o zi care se sărbătorește, dacă nu mă înșel, din anul 2003. Consiliul Europei, care răspunde de drepturile omului, și Uniunea Europeană, acest organism politic din care și România face parte, au decis ca împreună să serbeze în fiecare an o zi care să marcheze un fel de ziua porților deschise. Justiția să fie accesibilă cetățenilor și altfel decât prin intermediul proceselor. Adică să vină acolo și când nu sunt chemați, ci da, să vină în vizită. Noi de regulă primim copii tineri, am primit și noi, chiar eu am găzduit câteva clase de copii de la liceu care au venit să vadă ce înseamnă un proces, ce înseamnă o sală de judecată, ce înseamnă un judecător și le-am permis să-și facă și un selfie cu îmbrăcați cu roba mea. Cei interesați pot să vadă pe pozele pe Instagram sau pe Facebook în contul Educație Juridică. Am mai vorbit despre asta chiar la dumneavoastră în emisiune. Avem un cont special și un proiect care se desfășoară în întreaga țară. Sunt mândru că sunt unul dintre cei care au pus bazele acestui proiect. Deci pe Educație Juridică, Facebook sau Instagram, găsiți în termeni reali, în timp real, poze cu judecători sau procurori, avocați sau studenți la drept, care primesc, găzduiesc, însoțesc copii, tineri, elevi în școlile și liceele din România, care ei se duc acolo sau copiii vin la noi. Nu avem pregătite, din păcate, aceste adrese, dar avem adresele dumneavoastră de internet, site-urile dumneavoastră pe care lumea poate să găsească informații despre activitatea dumneavoastră, despre comentariile dumneavoastră în ceea ce privește justiția. O întrebare. Cu ocazia acestor vizite, ce a putut să constate lumea care a participat? S-a schimbat ceva în activitatea instanțelor de judecată? E o curiozitate și a mea personală, dar și a multor oameni care ne-au întrebat. S-a schimbat locul procurorului în sala de judecată? Era vorba că vom asigura din această vară egalitatea de arme între apărare și acuzare. Să dea jos procurorul de pe podiumul unde stătea egal cu judecătorul, să-l coboare jos acolo avocatul și cu părțile. Sper că unii nu și-au închipuit că dăm procurorul afară din sala de judecată. Este un principiu, într-adevăr, al dreptului european, potrivit căruia procurorul și avocatul trebuie să aibă aceleași drepturi și obligații procesuale, iar conceptul se numește egalitatea de arme. Asta trebuie să se reflecte și la așezarea într-o sală de judecată. Știți că în centru este judecătorul la tribună, de unde denumirea de tribunal. Undeva în față avem procurorul și în cealaltă parte avem avocatul, de regulă, inculpatului, care ar trebui să stea la același nivel. Ei, în Cluj-Napoca, în Palatul de Justiție din Cluj-Napoca, procurorii și avocații stau la același nivel. Este un podium de câțiva centimetri, cred că vă 20 de centimetri de la podea, unde stau și unul și altul la același nivel, repet. Dar asta e din 2005, în Palatul de Justiție. Dar înțeleg că există sau existau niște instanțe în România în care procurorul stătea la un alt nivel, adică fie pe un podium mai ridicat și avocatul pe podea, fie chiar procurori care stăteau la aceeași masă cu judecătorul, dar undeva la colț. Eu așa am prins când am început cariera. Procurorul era undeva în dreapta mea, stătea la aceeași masă, la tribună, undeva în dreapta, la nivel cu judecătorul, nu la nivel cu avocatul. Lucrurile au evoluat în timp, dar acum avem o reformă obligatorie din vara acestui an. Este o modificare la legea de organizare judiciară, una din acele multiple modificări aduse legilor justiției, care spune clar că în toate sălile de judecată, procurorul și avocatul trebuie să fie la același nivel. Cumva este firesc, dacă vreți. Tot la începutul carierei mele, acum 20 de ani, procurorul intra pe aceeași ușă cu judecătorul, intra odată. Și asta a născut întrebări. Dom'le, dacă ăștia vin împreună pe aceeași ușă, poate că înainte au și discutat dosarele. Acum eu nu nec, chiar discutam dosarele la începutul carierei, la undeva 20-25 de ani acum. Era acum în urmă cu 20-20, nu, acum este cu total interzis, dar chiar și evităm acest lucru, tocmai să nu mai alimentăm suspiciunile. Dar
în urmă cu ani de zile, da, se discutau dosarele și veneau împreună pe culoar și intrau împreună în sală. Logic, avocații s-au revoltat la acea vreme. Ei, de când sunt legile astea justiției 2004-2005, lucrurile cumva s-au așezat. Adică judecătorul este, deși magistrat ca procurorul, judecătorul are un statut aparte, el este cel care până la urmă trebuie să fie obiectiv, imparțial. Și atunci, logic, că nu trebuie să fie văzut în discuții, știu, amicale sau procurori intrând, ieșind la, stând la, cu judecătorul în birou. Suntem cu toți colegi, dar avem roluri distincte și asta este bine să se și înțeleg. Procurorul nu mai stă cocoțat acolo deasupra tuturor. Nu, și este și firesc, pentru că omul care este inculpat trebuie să știe că el se luptă, adversarul său în proces este procurorul și amândoi caută dreptatea la judecător. Nu că cumva judecătorul și procurorul aveau un partid. Reprezentantul statului, iar avocatul reprezentantul... Mai exact al societății, ca să spun exact cum zice Constituția, procurorul reprezintă societatea și atunci acuză numele acestei societăți. Nu spun reprezentantul statului, să nu se înțeleagă stat, guvernul, de exemplu. Nu, procurorul nu reprezintă guvernul, ci procurorul în numele legii solicită tragerea la răspundere penală a unui inculpat, dar fără să-i dea lui ordine cineva din afara puterii judiciare. Deci n-ar putea procurorul să primească ordine de la ministru sau de la premierul țării, ori de la vreun parlamentar. De asta spun că el reprezintă interesele societății. Și totuși procurorii au între ei o relație de subordonare, da, o structură ierarhică. Este o structură ierarhică. De altfel, chiar astăzi Procurorul General al României a făcut o vizită la Tribunalul din Cluj. Da. A fost o vizită la parchetele din cadrul Palatului de Justiție. Noi avem un palat mare unde reunim și instanțele și parchetele, dar sigur că Procurorul General al României, domnul Augustin Lazăr, a fost o vizită de lucru cu procurorii din subordinea lui, dar prin subordine înțeleg organizarea lor ierarhică, administrativă, nici de cum dreptul procurorului general, de exemplu, de a da ordin unui procuror într-un caz concret, așa ceva este interzis. Unde se oprește această relație de subordonare? Această structură ierarhică are anumite limite. Unde se oprește influența procurorului general sau a șefului parchetului asupra procurorilor care gestionează diferite dosare? Orice procuror dintr-un parchet este subordonat șefului ierarhic și fiecare șef pe linie ierarhică până la procurorul general al României. Ei, tot ce ține de administrarea unei instituții revine șefului acesteia. Așa este și la procurori. Iar atunci când întocmesc acte penale în dosarele lor, actele procurorilor pot fi infirmate pe anumite motive de șeful ierarhic. Dar acest lucru trebuie să se întâmple în mod motivat și doar în scris. Nu există situația în care șeful să te cheme la el în birou să spună: băi, vezi că aici trebuia să trimiți în judecată și tu n-ai trimis. Adică eu nu neg că s-ar întâmpla așa ceva. E posibil să se întâmple. Dar un procuror care are sânge în vine, ca să spun așa, îi va spune șefului lui: dacă vrei să-mi infirme actele mele, dă-mi în scris și motivează. Pentru că altfel constituie o imixtiune. Și am avut situații, chiar eu când eram în CSM în perioada 2011-2017, am primit reclamații ale unor procurori, cum că șefilor au intervenit în cauze, au încercat să le dea indicații. Și lucrul ăsta este în același timp și un simplu cetățean nemulțumit poate să solicite infirmarea deciziei procurorului. Dar puțină lume știe acest lucru, puțină lume știe că are acest drept în cadrul activității de cercetare penală. Cum se desfășoară această posibilă acțiune? Ce are de făcut un cetățean nemulțumit de decizia procurorului? Orice urmărire penală presupune parcurgerea anumitor pași. Un pas din acesta sau un act întocmit de către procuror poate să ne mulțumească pe cineva, fie pe cel cercetat, fie pe cel care a depus reclamația sau plângerea. Oricare dintre ei au posibilitatea, după lege, să se adreseze procurorului care instrumentează cazul sau șefului acestuia. Există o procedură, se numește plângere împotriva actelor procurorului. Iar când procurorul de caz dă o soluție finală care ne mulțumește partea, de exemplu, victima unei infracțiuni a făcut plângere, procurorul a spus: domnule, nu este infracțiune, clasez cauza. Logic că victima este nemulțumită. Ei, pentru această soluție finală, partea are două posibilități. Una obligatorie, să se ducă mai întâi la șeful ierarhiei superior a procurorului, și a doua, să
meargă la un judecător, pentru că judecătorul n-a fost implicat în caz, el este de pe poziție de imparțialitate, obiectivitate supremă, ca să zic așa, și atunci va verifica dacă actele procurorilor sunt corecte. Și nu de puține ori, procurorii constată că sunt nelegalități comise în cadrul acelor proceduri și dispun ei redeschiderea procedurilor. Este perfect legal. Sper că această informație să fie utilă celor care ne privesc. Propun să intrăm încet în tema emisiunii noastre și o să prezentăm un material despre o situație incredibilă de la Inspectoratul Județean de Poliție din Bistrița. România a fost condamnată recent la CEDO pentru tortură, pentru o faptă extrem de gravă. Poliția din Bistrița, unde lucrează polițistul acuzat de aceste fapte, spune că nu are nimic de făcut, spune că nu are motive să-l sancționeze. Haideți să vedem materialul. Polițiștii români se ține bățoși, chiar și după o decizie a CEDO. Tortura pentru care România va plăti despăgubiri de 9.000 de euro nu ar fi existat. Asta susțin cei care au fost prinși cu musca pe căciulă. Este vorba de polițiștii din Bistrița care au maltratat, torturat și batjocorit un adolescent în urmă cu aproape 8 ani. În momentul de față nu există nicio hotărâre judecătorească împotriva persoanelor indicate de dumneavoastră, motiv pentru care nu există temei legale pentru luarea unor măsuri. În acest caz, față de persoanele indicate de dumneavoastră, pot fi luate măsuri pentru săvârșirea unor infracțiuni numai în situația în care există hotărâri judecătorești de condamnare ori de obligare la plata unor despăgubiri. A transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița jurnaliștilor de la știrdebistrița.ro. Reacția oamenilor legii vine la o săptămână după ce publicația bistrițeană a cerut lămuriri cu privire la cazul de tortură. Un răspuns gol, sec și arogant, susțin ziariștii de la știrdebistrița.ro. Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița Năsăud își ascunde fapt după un deget mic și bolnav, arată în concluzie Rian Farcașiu de la știrdebistrița.ro. Cazul șocant a avut loc în 2011. Atunci, polițiștii din Bistrița au torturat un tânăr cu probleme psihice pentru un furt imaginar. Oamenii legii l-au bătut cu pulanul pe băiatul care era în clasa 11-a până i-au spart timpanul. Acum, polițiștii scapă bazma curată. Nu vor plăti niciun leu victimei și nu vor fi sancționați disciplinar. În schimb, statul va fi cel care va achita în urma lor despăgubiri de 1.000 de euro. Mai mult. În stilul clasic românesc, șeful Serviciului de Investigații Criminale, sub ochii căruia ar fi avut loc tortura, a fost avansat. Ați văzut un material realizat de colegii noștri de la Știri de Bistrița, un material care subliniază probleme grave din societatea românească. Domnule judecător, cine plătește pentru aceste borcane sparte de diferiți funcționari ai statului care ajung la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unde România, în cele din urmă, este sancționată, primește obligația de a plăti despăgubiri? CEDO este o instanță, o instituție europeană în care statele sunt date în judecată de către cetățeni în mod individual pentru că li s-au încălcat drepturile omului. Drepturile omului prevăzute în Convenția Europeană. Ei, Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede unul dintre drepturi ca fiind cel la interzicerea torturii, tratamentelor inumane și degradante, articolul 3 din CEDO. Este foarte dificil atunci când un om vine în relație cu organele de poliție, pentru că relația, contactul dintre cei doi, organul statului și individ, se petrece ascuns de ochii publicului, de exemplu, într-un sediu al poliției. Și atunci există niște reglementări europene care spun ceva de genul. Dacă o persoană reclamă că a fost bătută, revine organului de poliție sarcina să demonstreze că nu a fost bătaie acolo, că vătămările eventual pe care le prezintă individul pe corp nu provin de la sediu, din sediu poliției. De aceea, întotdeauna când introduci o persoană în sediu poliției, trebuie să-i faci o verificare minimă, să încheie un proces verbal, dacă are ceva urme pe corp, tu imediat să consemnezi acolo, să nu fii tu acuzat ca polițist. Ei, astfel de situații erau comune în România, undeva în urmă cu 7, 8, 9, 10 ani, 15 ani, nu mai vorbesc. Încetul cu încetul îmi place să cred că poliția s-a modernizat și că generația tânără care a venit nu mai comite astfel de abuzuri. Este clar că a avut loc un abuz, a spus-o CEDO, n-am spus-o eu. Niște polițiști au bătut un tânăr, am avut și cazuri de polițiști care au violat tinere sau care au abuzat prostituate. Au fost condamnări de acest gen, mai multe condamnări. M-ați întrebat cine plătește, răspunsul este relativ simplu, statul român. Statul român și prin Ministerul Finanțelor. Și statul român să se întoarcă împotriva acestor oameni care s-au făcut vinovați de încălcări ale drepturilor statul românilor. Român se poate îndrepta împotriva persoanelor dacă s-a comis vreo faptă într-adevăr, dacă se descoperă persoana care a fost vinovată.
În acest caz, dacă exemplu, a comis avem vreo infracțiune, identificată persoana care s-a făcut responsabilă. Știți unde de e dificultatea aici? Au trecut 7 ani, 8 parcă, da? 8 ani de la data faptei. În perioada aceasta s-a prescris orice formă de răspundere disciplinară. Deci respectivul nu poate fi dat afară, știu, mustrat, scăzut salariul. Ci dacă mai este încă în termen, se poate face, se poate deschide o urmărire penală pentru a se descoperi infractorul pentru, mă rog, polițistul care a abuzat. Nu știu dacă ce spune polițistul în persoană, ci poate să spună organul de poliție, sediul de poliție și așa mai departe. Deci, teoretic, procurorii acum, primind această condamnare, ar trebui să deschidă un dosar penal împotriva polițiștilor. Repet, nu este primul caz. Deci, de soluția legală, din punctul dumneavoastră de vedere, este redeschiderea urmăririi penale în termen. Cercetarea împrejurărilor care au dus la această condamnare exact. A României. Dacă suntem în termen. Dacă nu, avem și o soluție și bănuiesc că se aplică deja prevenția pe următoarele, să nu mai avem astfel de cazuri. Practic, toți polițiștii trebuie educați în spiritul drepturilor omului, că ei sunt primii cu care cetățeanul ia contact. Până ajunge la judecător e mult. Și mai ales ceea ce face judecătorul se desfășoară într-o sală de judecată publică, noi și înregistrăm. Și apropo, la poliție nu se registrează niciodată audierile. Este interesant lucrul ăsta. Am fost în vizită în Franța. Toți polițiștii au pe birou camere de luat vederi și înregistrează audio și video audierea, tocmai să nu fie acuzați de abuzuri. Ori noi încă nu avem sistemul ăsta. Hai să prevenim. Ca nu cumva să fie acuze nefondate. Se înregistrează toate audierile. Numai dacă există posibilități tehnice. Spune codul. Unele parchete înregistrează, altele nu. Și de ce nu există posibilități tehnice? Nu există cât de simplu lucru? Nu știu dacă costă mai mult de 200 de lei un astfel de echipament. L-am văzut funcționând la poliția și parchetul din Franța. La noi în România nu știți că nu avem nici măcar acele brățări pe care să le punem celor pe care arestăm la domiciliu. Știți cum se verifică astăzi de poliția română dacă un arestat la domiciliu este la domiciliu? Nu știu și chiar se duce și bate la ușă, intempestiv. Uneori și la 1 noaptea, bate la ușă, este Gigicu cel arestat preventiv, mă rog, arestat la domiciliu, este acasă? Da, este acasă. Na, să vină să-l vedem și noi. Cam așa se face. Deci vă dați seama că eu judecător dispun arestarea la domiciliu și polițistul trebuie să verifice fizic dacă ăla e acasă, în loc să avem o brățară, simplu stă la un monitor. Un polițist poate să verifice tot Clujul dacă cineva iese din raza de acțiune. Din câte știți, cum face? Își face un program? Fiecare, deci polițiștii de, știți, erau foștii polițiști de, cum se spunea, de cartier. De proximitate. Ei, sunt polițiști care au atribuție de serviciu să meargă seara acasă, ore diferite, să meargă să verifice dacă acasă. Și noi avem multe persoane, deci trebuie multe forțe de poliție să facă. Și ce se întâmplă dacă polițistul de proximitate sau polițistul de cartier merge acolo și nu îl găsește? Dacă nu găsește acasă, la domiciliu. Încheie un proces verbal și imediat se sesizează instanța, pentru că sustragerea de la domiciliu când ești arestat este motiv de arestare preventivă. De data asta te voi duce obligatoriu, eu ca judecător, te arestez și te duc la sediul poliției unde vei sta acolo pe perioada anchetei. Despre executarea pedepselor la domiciliu vom discuta și puțin mai târziu în emisiunea noastră, dar nu vreau să încheiem această parte a emisiunii fără a lămuri câteva lucruri legate de CEDU, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De cele mai multe ori, ultima speranță a românilor care se simt nedreptățiți. Cine poate să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului și în ce condiții? Lumea nu pricepe exact cum funcționează acest mecanism. E un mare mister pentru mulți dintre români. Unii își imaginează că dacă sunt nemulțumiți de o hotărâre judecătorească, au automat dreptul deschis de a merge la CEDO. Este fals. CEDO nu este încă o instanță de judecată deasupra celor din România. Ci, încă o dată spun, CEDO este o instituție unde se constată dacă s-au încălcat sau nu drepturi, dar numai acele drepturi înscrise în Convenția Europeană. Și vă dau un exemplu. Să presupunem că eu condamn aici la Cluj o persoană fără să-i dau avocat. Această persoană îmi contestă mie hotărârea. Deci o condiție obligatorie ca să mă duc la CEDO este să contest mai întâi hotărârea, să epuizez toate căile de atac interne. Dacă și colegii mei de la Curtea de Apel nu-i dau avocat omului, el are dreptul, chiar condamnat, dacă este în România, să zicem pe bune, toate probele sunt împotriva lui. Dar acel om condamnat în România are posibilitatea să facă o plângere la CEDO că i s-a încălcat un drept care, nu că a fost condamnat pe nedrept, ci că nu i s-a dat dreptul la avocat. Și instanța europeană constată că, într-adevăr, în România nu i s-a dat dreptul la avocat, condamnă România, și iată, în cazul nostru, câteva mii de euro, și în baza acestei condamnări se redeschide procesul din România, dându-i se, de data aceasta, dreptul la avocat. Deci, când CEDO
condamnă, între ghilimele, adică constată încălcarea este unor drepturi? Este obligatorie pentru România redeschiderea procesului în cazul în care a făcut obiectul unei condamnări la CEDO? Numai în anumite situații. Avem legea noastră de procedură, a fost modernizată, cred, în 2010 și s-a prevăzut că în situația în care a fost condamnată România, poate fi redeschis dosarul penal și reluat procesul cu respectarea deci, drepturilor. Poate fi, nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu. De exemplu, un jurnalist, să zicem, pentru libertatea de exprimare, ar fi sancționat în România. Și CEDO constată că acel, vorbesc civil, și CEDO constată că acea sancțiune nu se impunea pentru că libertatea de exprimare este mai largă pentru ziariști care uneori pot exagera și așa mai departe, atunci CEDO o să condamne statul român pentru o despăgubire bănească a ziaristului respectiv și procesul nu se mai redeschide. El rămâne în... rămâne deja cum am hotărât, instanță din România. Dar ziaristul va fi despăgubit, va primi o sumă de bani de la instanța europeană. Deci depinde de ce drept s-a încălcat. Uneori avem dreptul încălcat la instanță independentă sau imparțială. Să zicem că se descoperă o relație a judecătorilor cu procurorii sau cu părțile celelalte din dosar. Asta înseamnă că nu s-a respectat dreptul la un proces echitabil și trebuie reluat sigur procesul. Din câte știu, România este campioana condamnărilor la CEDO într-un rușinos top european pe locul al patrulea după țări precum Rusia, care se află de departe pe primul loc, România pe locul 4, 10 de milioane de euro, 83 de milioane era ultima statistică pe care am văzut-o, despăgubiri pronunțate împotriva statului român. Cum s-a ajuns în această situație? Au fost mai multe în cursul vremii. Noi suntem parte la CEDO din 1993. Dar să luați în considerare faptul că suntem și o țară cu o populație de 18-19 milioane de locuitori și dacă raportăm populația la numărul de plângeri, nu suntem chiar pe locul 4. Dar rămânem la nivelul acesta de discuție. Așadar, din 93 și până în prezent s-au constatat mai multe încălcări ale drepturilor omului în România. Cele mai multe condamnări le avem pe restituirea caselor naționalizate. Au fost mai multe legi care s-au succedat, fiecare din cel vătămat, fie cel a cărui casă a fost naționalizată de comuniști, fie cel care a cumpărat-o și i s-a dat înapoi casa la fostul proprietar, au acționat în judecată și unii au pierdut, alții au câștigat și, în fine, unii dintre ei au fost câteva mii de procese, s-au dus spre CEDO, CEDO le-a dat dreptate tuturor, spunând că legislația din România este proastă. Deci prima condamnare am avut-o pe legislație incoerentă la imobile naționalizate. Al doua condamnare mai numeroasă am avut-o pe procese care durau foarte mult. Una din condițiile procesului echitabil este termenul rezonabil. Ori în momentul în care un proces durează mai mult, este ca și cum nu mai poți să faci dreptate. Chiar este un concept european, justice delayed is justice denied. Justiția târzie nu este justiție. Și atunci s-au luat măsuri interne pentru urgentarea procesului, s-a eliminat o cale de atac, s-au făcut inspecții pentru judecători, chiar deci avem. Practic am renunțat la calitate în favoarea unei desfășurări mai rapide a procesului. Eu vă dau dreptate aici, da, cam așa eliminarea a fost politica. S-a eliminat o cale de atac, s-a eliminat, de exemplu, nu mai avem recurs în... renunțarea la un pic de calitate în favoarea interesului public. Și o a treia condamnare numeroasă, o tip de condamnare numeroasă, am avut-o și o avem în continuare pe condițiile din penitenciar. Sunt deținuți care stau în penitenciar și spun, păi, la noi penitenciare nu sunt ca hoteluri de 4 stele, nu avem o grămadă de condiții și atunci dau în judecată statul român și câștigă, pentru că nu poți compara un penitenciar din România cu un penitenciar din Norvegia sau Suedia. Ne-am văzut că sunt frumos. La fel nu poți compara viața oamenilor obișnuiți din România cu viața oamenilor din Norvegia sau Suedia. Dar vedeți că nimeni nu se preocupă, de exemplu, de condițiile din spitale și nu pot să nu spun că, iată, acum am sărbătorit, mă rog, celebrat, Doamne, comemorat 3 ani de la colectiv. Condițiile din spitale sau condițiile pentru pensionari par mai puțin importante pentru guvernanți decât condițiile din penitenciare. Noi s-au luat câteva măsuri, unele au fost chiar haotice, au fost nevoiți acum un an de zile, vă aduceți aminte, să eliberăm din penitenciare mai mulți infractori, inclusiv pe cei periculoși, pentru că li s-au considerat că 30 din zile... Din nefericire, mulți dintre aceștia s-au și reîntors după gratii peste în foarte scurt timp. S-au întors. Peste 50% din cei eliberați cu această reformă penitenciară s-au întors. Săvârșind infracțiuni, nu așa. Deci nu s-au întors de bunăvoie, au săvârșit infracțiuni, s-au întors înapoi. Noi am atras atenția atunci că nu este bine să eliberăm în neștire oamenii, ci ar trebui cumva dozată, nu știu, în funcție de anumite criterii. Ei s-au spus teme importante, teme de interes pentru
noi toți. Vom reveni la acestea după o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem în câteva minute. A venit toamna. Acoperă-mi umerii cu ceva. Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea. De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca, stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujeni cele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. VOS Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, VOS Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șuncă, afumă, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Am revenit în direct la emisiunea În Vizor. Alături de mine în această seară judecătorul Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, un judecător cu experiență deosebită în justiția penală. Domnule judecător, ați avut un punct de vedere exprimat recent legat de noutățile pe care Ministerul Educației vrea să le aducă în bacalaureat și ați spus dumneavoastră, întrebările grilă au distrus justiția, acum și liceul? Da. Propunerea asta mi se pare foarte ciudată. Vrea Ministerul Educației să introducă teste grilă pentru examen de capacitate sau examen de bacalaureat, dar cu argumentul că asta m-a revoltat. Argumentul a fost, păi așa este și la Institutul Național de Magistratură și la Institutul Avocaților, facem și noi așa. Bun, dar noi nu avem doar teste grilă la institut, noi mai avem și interviu, pentru că ne-am dat seama în cursul anilor că chestionând candidații doar cu privire la chestiunile teoretice, dar în cadrul testelor grilă, noi nu știm nimic despre cum gândesc oamenii aia, cum se exprimă, cum gesticulează,
cât de maturi sunt în gândire, ci inițial am văzut că trec foarte mulți de aceste teste, dar ei nu știu nimic despre lume și viață. Dar sunt foarte buni teoreticieni. Eu le-am spus îmbulinatori, pentru că nu fac decât un cerculeț acolo, A, B sau C. Păi nu putem să transformăm justiția într-un răspuns A, B sau C. Eu când am un dosar, eu nu am variante. Eu am un destin, am un om și am o lege și trebuie să văd ce este aplicabil. Nu am acolo alege A, B sau C și poate o nimerești tu și cine nu-i mulțumită contestă cu apel. Și atunci noi am introdus o altă probă, proba interviului, care este destul de consistentă, în care examinăm motivația omului, examinăm chestiunile de etică și cultura generală. Vă dați seama că am avut câteva generații de magistrați care au intrat în justiția română fără să știe ce aia lege libertate, dar știau un articol din cod, dar nu știau cuvântul lege să exprime, care este un concept. Încurajează un astfel de sistem învățarea mecanică? Da. Dar nu așa, dar influențează și, cum să spun, nici măcar să nu cunoști limba română, să nu știi cum să tratezi persoanele lângă tine, ci tu pur și simplu te uiți într-un dosar. Știți cum e, ca și cum aș uita astăzi pe Facebook sau pe Instagram să reduc lumea doar la ce văd acolo. Este inadmisibil așa ceva. M-a revoltat la culme și sper să nu avem vreodată teste grile. S-a renunțat de altfel provizoriu. S-a abonat până la anul. Eu chiar mă întreb cum ar fi un test la limba română să știu să afli ceva despre un poet, un mare poet, dar cu A, B sau C, să răspunzi corect cu A, B sau C. Mai șase, una și dintre ele să o nimerești. Profesor Consacrație au comentat în același fel și au spus că obiectivul examenului de limba română este, sigur, să vadă dacă copilul este capabil să se exprime în limba lui maternă, nici de cum să îi verifice sumar cunoștințele. Și mai spuneți în același material, nimeni nu mai învață pentru a ști ceva, toată viața devine o alegere între A, B, da, și C. În ce fel a distrus justiția acest sistem bazat pe testele grilă, pe răspunsurile? V-am spus, la un moment dat am avut niște generații, cred că au fost în perioada 2005-2012, în care au intrat judecători și procurori în sistem fără să aibă cunoștințe, mă rog, fără să fie mai exact examinate cunoștințele de viață, cunoștințele generale. Sunt, de exemplu... De ce sunt importante cunoștințele de viață? Vă și spun. De ce nu este suficientă cunoașterea perfectă a codurilor? Păi atunci ar însemna că oricine este bun jurist este și bun judecător, ceea ce nu este așa. Și vă dau un exemplu. S-ar putea să știi definiția violului, dar eu întreb, cum anume examinez, ce întrebări pui când vine un copil de 10 ani violat de propriul său părinte sau de concubinul mamei sale? Ce întrebări? Cum discuți tu ca procuror sau tu ca judecător? Lucrurile astea nu se învață la școală, dar definiția violului poți să știi foarte bine. Definiția minorului s-o știi. Dar cum întrebe omul ăsta? Apoi, sunt presiuni care se pot exercita și asta e sistemul judiciar, vedeți și dumneavoastră, zilnic. Avem presiuni din partea publicului, din partea politicului, din partea presei cu privire la magistrați. Poate unii sunt în stare să reziste, alții nu sunt în stare să reziste. Fără îndoială aveți dreptate, în același timp, cea mai mare parte a magistraților, când intră în profesie, intră direct de pe băncile facultății. La ce maturitate să ne așteptăm? Cred că și dumneavoastră sunteți un exemplu, ați intrat direct din facultate. Da, la 23 de ani am intrat în justiție, da. La ce maturitate, la ce experiență de viață să ne așteptăm din partea tinerilor magistrați? Acum însă tinerii trebuie să facă și INM-ul, să absolve INM-ul. 2 ani era până anul acesta, 4 ani va fi de anul viitor. Deci teoretic ar avea ei vreo 22 plus încă 4, minim 26 de ani, 27. Deci cumva vor fi mai maturi decât am fost eu, dar... Pe vremea mea erau 4 coduri și 10 legi. Acum sunt 9600 de legi. Avem 13 coduri. Mult mai complicat. Viața socială este alta decât în urmă cu 20 de ani când am intrat eu în profesie. Logică și judecătorilor avem de astăzi... Avem 2 coduri privind materia penală care sunt pe jumătate, dacă nu mai mult, declarate neconstituționale. Din păcate. Și modificările care se preconizează și ele sunt neconstituționale 60%. E o cavalcadă de modificări care se aduce și ca judecător trebuie să ții cont. Repet, a fi bun jurist nu înseamnă a fi un bun judecător sau un bun procuror. Trebuie încă niște abilități. Abilități, noi le spunem, non-juridice. De aici, cunoștințele despre lume și viață sunt absolut necesare. Ei, când le examinezi? Unde le examinezi? Prin test grilă? Exclus așa ceva. Iată că s-a intenționat introducerea acestui sistem de teste grilă și în privința examenului de bacalaureat. Ministrul interimar al învățământului, Rovana Plumb, a anunțat astăzi că amână cu un an intrarea în vigoare a acestui sistem pentru a nu-i deruta pe tineri. Apropo de tineri, apropo de educație, dumneavoastră continuați această campanie de educație juridică a liceenilor.
Care mai sunt rezultatele? Pe unde ați mai fost? Ce s-a mai întâmplat? Avem 4 licee în România care au introdus educația juridică ca obiect opțional. Și aici, dacă vreți, prin intermediul dumneavoastră, fac și un apel la directorii și profesorii din școlile din România. În lunile februarie și martie ale fiecărui an, profesorii, în special cei de socio-umane, propun obiectele, printre care și educația juridică, pentru anul următor. Deci, dacă sunt profesori doritori să introducă această materie, să o propună la clasele lor, pentru că au material. Avem deja un manual care este publicat și gratuit pe educațiejuridică.ro. Avem lecții ținute de judecători, procurori, iar noi suntem dispuși să venim alături de profesori să-i ajutăm. Avem aceste vizite pe care le organizăm inside în cadrul tribunalelor din România. Deci toate condițiile sunt asigurate pentru ca profesorii din România să înceapă să predea în mod sistematic educația juridică de la anul. Avem 4 licee în momentul de față. La Baia Mare, la Aiud, la Iași și la Brașov. Niciunul din Cluj. Vom avea la Cluj câteva, s-ar putea să fie cel puțin 10 pentru la anul. Deja s-au anunțat profesori din cadrul Clujului și în 2 săptămâni voi avea o întâlnire cu toți directorii din județ pentru a le aduce la cunoștință acest minunat program. Eu sper, repet, ca profesorii să includă această materie și chiar părinții poate să facă presiune pozitivă de data aceasta asupra profesorilor școlilor să introducă educația juridică. Activități de educație juridică în licee, o activitate lăudabilă, o activitate fără îndoială utilă, animată printre alții de domnul judecător Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj, să vedem ce s-a întâmplat unei judecătoare de undeva din sudul țării care a primit în vizită câțiva tineri tot pentru o astfel de întâlnire de informare juridică. A pus o întrebare potrivită și a primit un răspuns în ton cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi în România. Să vedem ce s-a întâmplat. Colegii mei au afișat un carton legat de o altă întâlnire, nu este important, putem să începem și cu aceasta. Iată, întrebați elevii despre accesul la justiție, despre importanța justiției, despre dreptul la familie, au făcut câteva comentarii copilărești, ne oprim să le citim, să ne iubim unii pe alții, spun copiii, să ne respectăm, să ne ajutăm, să învățăm bine. Iată, să împărțim treburile casnice. Știți, când judecătorii se întâlnesc cu copii, își adaptează nivelul discursului la vârsta copiilor. Ei, aici copiii erau în clasa a treia sau a patra și judecătorii au venit cu o idee foarte faină să îi pună să deseneze. Le-am spus, degeaba le vorbesc eu despre drepturi în limbajul tehnic. Hai să discutăm cu copiii pe înțelesul lor, dar și cu imagini. Și iată copiii, de exemplu, dreptul la pauză. N-a scris nimic, logic, n-a făcut nimic, dar la familie ați văzut dreptul la familie. Să ne iubim unii pe alții, să împărțim treburile casnice. Nu spunea nimica despre orientarea sexuală, de exemplu, a părinților sau a partenerilor. Nu contează lucrurile astea. Propria viziune. Era Halloween-ul, cred că era în preajma Halloween-ului și a desenat o mască și un ciocan ca așa și imaginează la filme americane că avem ciocanel în sală. Apropo, pentru adulții care se uită la emisiunea noastră, nu avem ciocanel în sală, n-avem peruci și n-avem nici jurați, dacă întreabă cineva. De ce nu mai există ciocanel? Nu ar trebui să mai faceți ciocanel? Nu, este în cultura noastră, n-am avut niciodată. N-am prins decât la Oradea. Am activat câțiva ani la Oradea și acolo era într-adevăr ciocanel, dar cred că era importat din ca modă. Dar noi nu ne trebuie. Nu. Te impui prin discurs, prin tonul vocii. Nu musai să ai un ciocan să bați pe masă. Sălile de judecată, de altfel, sunt destul de mici. Iată, dreptul la liberă exprimare. Un subiect foarte important. Copiii l-au apreciat ca fiind important și au desenat acolo. Dacă se remarcă și se vede bine pe ecran, copiii au desenat o familie. Da. Copiii simt nevoia să se exprime, să fie ascultați oriunde în societate și în familie și chiar au acele consilii ale elevilor în cadrul școlilor organizate. Deci copiii sunt din ce în ce mai expresiv și... Acest ultim carton mi se pare cel mai interesant. Tot în același context al drepturilor omului, copiii au reprezentat dreptul la sănătate și au desenat acolo un spital, scrie urgențe, e desenată Crucea Roșie. E clar că e o preocupare deosebită, inclusiv în rândul celor mai mici dintre români. Înțeleg. Dreptul la sănătate e foarte important. Și iar amintesc de tragedia de la Colectiv, unde s-a încălcat, sigur, dreptul la
la sănătate, pentru că, după mine, dacă educația, sănătatea și justiția nu merg într-o societate, îi praf democrația respectivă, pentru că intervenția trebuie să o ai pe termen lung și asta o asigură profesorii, prevenția o asigur prin sănătate și, desigur, justiția, care trebuie să reacționeze la cazurile de încălcare. Sănătatea fizică și sănătatea socială depinde de cei trei piloni pe care i-am identificat acum. Mi se pare semnificativ faptul că cei mai tineri dintre români au ales acest subiect pentru a-l evidenția pe unul dintre cartoane. Da. Să mai vedem și un alt fel de mesaj dat tot de tânăra generație, când o judecătoare a pus întrebarea cine face legile, iată ce răspuns a primit. Cine face legile? Și răspunsul dat de elevi la unison, penali. Da. Eu n-am vrut să dau numele judecătoare, știu exact unde s-a petrecut și judecătoarea. A avut copii de clasa 5-a, i-a dus în sala de judecată și le-a spus, uite, noi avem coduri după care judecăm, codurile sunt niște legi, voi știți cine face legile în România? Și copiii au spus penale. Și asta a fost cumva șocant pentru judecătoare. Vedeți, noi... Cred că e șocant pentru toată lumea. Noi nu vrem să avem vreun conflict cu celelalte puteri, dar în același timp ne preocupă ca oamenii să știe lucrurile în realitatea lor. Și sigur că printre aleșii neamului, printre parlamentari, sunt și persoane cu probleme. Unii condamnați penal. Acum și judecători. Am avut judecători, procurori condamnați penal, avem profesori condamnați penal. Ei, nu vrem totuși ca noua generație care vine să aibă așa un fel de adversitate față de autorități. Legile le face Parlamentul. Că în cadrul Parlamentului sunt unii parlamentari cu probleme, asta e altceva. Adică n-aș vrea să confundăm instituția care este de esența unei democrații, Parlamentul, cu persoanele care compun instituția și care odată la 4 ani se reînnoiesc și nu avem decât noi alegători că atunci când mergem la vot să ne interesăm cine sunt cei pe care îi alegem. Eu, de exemplu, ca judecător, nu voi alege în viața mea niciodată o persoană care este condamnată penal. Alți colegi de-ai mei au spus că acea persoană este infractoare și acum eu și familia mea să venim să votăm penal. Un lucru pe care îl repetăm cât de des putem aici la emisiunea noastră, să căscăm bine ochii cu cine votăm pentru a nu avea discuții de acest fel mai târziu în cursul mandatului. Prin aceasta revenim și la ultimul subiect al emisiunii noastre, la un vot din Senat la începutul acestei săptămâni, de luni. Senatul a votat cu privire la un nou regim de executare a pedepselor penale și anume executarea pedepselor la domiciliu în confortul locuinței fiecăruia pentru persoane condamnate la pedepse mai mici de 5 ani. Sunteți un judecător cu experiență deosebită în domeniul penal. Mai există așa ceva în vreo țară din lume, din câte știți dumneavoastră? Deci înțeleg că e o lege, dar încă n-a apărut, nu? E un proiect, adică a trecut de o cameră, nu? A trecut de Senat. Există și o contestare de constituționalitate. Va merge la Curtea Constituțională? Va merge din nou la Curtea Constituțională, pentru că a fost deja întors de Curtea Constituțională. Da. Acum ne aflăm în fața celei de-a doua contestări, iar în cele din urmă va merge la Camera Deputaților pentru votul definitiv. Avem o țară, știu sigur, în Italia, în care pedepsele pentru cei care au o anumită vârstă, cred că undeva, dacă au peste 60 de ani și până în 2 ani închisoare, stau acasă și fac pedepsa. Este cazul lui Berlusconi, că de asta știu de Italia. Berlusconi nu s-a dus în penitenciar, el a fost condamnat cu închisoarea, dar a executat acasă. Noi nu avem regimul ăsta, adică la noi ori execuți în penitenciar, ori te lasă judecătorul într-o perioadă de probe. Dar acolo este vorba de o măsură socială, persoane în vârstă, persoane care au suferit o condamnare. Și la noi cred că ar trebui să se prevadă în funcție de, nu știu, gravitatea pedepsei, în funcție de starea de recidivă, de exemplu. S-ar putea unora să le convină acasă, dacă tu acasă ai un palat, ai nu știu, hectare întregi de teren, că ăla e domiciliul tău, chiar îți convine să stai acasă, ai și afacerile pe care le poți desfășura acolo, nu? Altfel e unul care stă strânturat în 60 de metri pătrați într-o garsonieră. Ei, lucrurile astea trebuie, repet, cred că gestionate de la caz la caz. Nu văd o lege de asta să fie, știu, cu caracter obligatoriu, adică orice persoană sub 5 ani, de exemplu, stă acasă. Probabil ar trebui indicate câteva condiții altfel jale. Pentru că oricum pedepsele noastre, majoritatea, sunt până în 5 ani, ca să știm, să se lămurească lumea. Noi nu dăm pedepse grave decât pentru infracțiuni de la, știu, viol, omor în sus. Dar în rest, media este în România până în 5 ani de zile cu executare. Bănuiesc că ar sta foarte mulți acasă. Nu știu dacă chiar asta ne dorim. Eu oricum, ca judecător, voi fi obligat să respect legea. Mai avem încă o ultimă întrebare, ceva care sunt convins că preocupă pe foarte mulți oameni. Există oare un temei juridic în baza căruia
cetățenii ar putea da în judecată pe politicieni pentru nerespectarea promisiunilor electorale? Vedeți, noi când alegem parlamentare, cu siguranță îi alegem în baza promisiunilor lor și poate a bonității pe care unii dintre ei o reprezintă. Faptul că anterior au îndeplinit nu știu ce obligații. Ei, în momentul când ei ajung în Parlament, ei nu sunt obligați de ceva sau de cineva să îndeplinească promisiunile. Pentru că s-ar putea să avem un parlamentar de foarte mare bună credință care să voteze tot timpul pentru acele promisiuni, dar per ansamblu majoritatea din Parlament să se opună ideilor lui. Ce facem? Îl revocăm pe al nostru, îl dăm în judecată pe al nostru, îi dăm în judecată pe ceilalți, nimeni nu știe. Sau poate cineva a promis ceva ce-mi convine mie și nu vă convine dumneavoastră. Care dintre noi îl dă în judecată? Pentru că ăla oricum ne mulțumește pe amândoi. Ei, asta se numește în teoria dreptului constituțional mandatul, mandatul imperativ și reprezentativ. Și Constituția noastră spune în mod expres, orice mandat imperativ este nul. Adică nu putem să-i ordonăm parlamentarului pe care noi am ales în baza promisiunilor lui să facă ceea ce a promis. Deci este cumva, are un fel de imunitate. Nu poate fi dată în judecată. Dar putem fi atenți la următoarele alegeri. Dacă vă gândiți să îi reproșați parlamentarului dumneavoastră sau alesului dumneavoastră, indiferent de funcția pe care o ocupă, să îi reproșați că nu și-a îndeplinit promisiunile electorale, nu prea aveți la îndemână o cale în justiție. În schimb, aveți la îndemână ștampila la următoarele alegeri cu care puteți să faceți ce vreți. Dar cel mai important este să căscați bine ochii. Vă mulțumim pentru atenție. Emisiunea se încheie aici. L-am avut alături de noi pe Cristi Danileț, judecător la Tribunalul Cluj, o voce importantă a justiției din România. Ne despărțim până luni. Numai bine tuturor. Weekend plăcut!